Hristos a înviat, mă bucur că ne revedem, bine ați venit la Ortodoxia Cuantică de la televiziunea Sufletul nostru, 6TV. Vom vorbi astăzi în bucuria învierii, bineînțeles cu un ton cald, plin de bucurie și de împlinire, pentru că ăsta este și mesajul învierii, pentru că noi n-am sărbătorit Paștile, ci sărbătoarea învierii. Este o mare diferență. Paștele sărbătoresc evrei sau cei care au rămas în vibrația joasă a Vechiului Testament. Ei spun despre Paște. Noi nu avem niciun Paște. Paștele a fost al patimilor, al suferinței, al mielului sacrificat cu sânge, cu sângele căruia se stropeau balamalele ușilor unde erau evrei. Deci sângele unui miel nevinovat, omorât, sacrificat și stropea o casă. Asta era vibrația, asta era conștiința, asta era paradigma, gândirea, mentalitatea veche, din care, deci 1500 de ani înainte de Hristos, încă 2000-3500 de ani, noi am rămas în aceeași paradigmă, 3500 de ani, a jertfei celui nevinovat. Încă avem acest canibalism social în care ne mâncăm unii pe alții, ne omorâm sufletește unii pe alții, chiar dacă nu este sânge, dar la figurat este sânge, întotdeauna asta e societatea, sunt noile legi ale societății în care nu numai viteza ne caracterizează, iuțeala duhurilor. Știți că duhurile curate sunt iuți. Întotdeauna liniștea, pacea, bună așezare, bună rânduială, armonia, toate acestea sunt caracteristici ale Duhului Sfânt, ale iubirii, ale unui duh de creștin adevărat, autentic. Pe când iuțeala, neliniștea, agitația este reprezintă din punct de vedere cuantic vectorul entropic al energiilor interioare, al agitației coarcilor care ne creează stări de conștiință modificate. Deci noi nu ne simțim bine în pielea noastră, nu ne simțim așezați, liniștiți. Și atunci suntem iuți, pentru că ne afectează duhurile necurate. Deci este clar, suntem anentropici, adică cu vector de centriped, hristocentric sau centriped, sau centrifug, sau cu vector entropic, a entropiei, a disipării, al agitației. Exact, cu cât crește căldura mai mare în fundul iadului, te duci și crește căldura. Căldura ce înseamnă? Este acea agitație a moleculelor, mișcarea browniană. Despre asta vreau să vă spun, despre liniștea care trebuie să avem în sărbătorile învierii, fiindcă este o întreagă săptămână luminată, în care trebuie să avem o pace în suflet. Nu agitație, nu entropie. Mai este ceva foarte important de spus, pentru că noi vom vorbi astăzi despre liniile temporale, afectarea lor, afectarea destinului la nivel planetar, deci cum a fost modificat, cum trăim noi acum viețile altora, de exemplu, și destinul, deci planetar, și destinul individual. Legătura între ele și cum ne influențează reciproc. Destinul individual poate influența destinul planetar și invers. Dacă ne-am lămurit ce înseamnă histocentric și centrat pe Hristos, care este sămânța Universului. De ce? Pentru că Hristos este Logosul întrupat. Este sămânța Universului. Chiar așa este. Pentru că este să fie lumină. Înainte de a se manifesta lumina, ideea de lumină a reprezentat Logosul. Logosul, în spatele lui, se află rațiunile divine, care în spatele lor, care sunt energii divine necreate, aceste rațiuni divine, în spatele lor se află persoana Sfintei Triimi, a Fiului lui Dumnezeu. Deci Hristos e veșnic înainte de creație și El reprezintă sămânța Universului, lumina. Prin El s-a manifestat lumina. Sigur, în planul energiilor divine necreate, pentru că manifestarea în lume, deci îngerul care a ieșit și a purtat,
Este mai mult o legendă, să zicem, de dragul, să zicem, unui mod de a vorbi literar, într-adevăr, putem spune că e Lucifer. Însă, de fapt, nu Lucifer a fost, ci chiar Hristos. El a fost cel care era însuși Logosul. El a fost cel care a manifestat lumina pe pământ. Sigur că s-a dorit detronarea lui cumva și de aceea a apărut și Antichrist. Dar acest conflict al ideilor, această luptă de idei, să știți că nu este doar în plan ideatic, într-un plan imaginar. Nu, acesta este chiar în plan concret material și se manifestă în viața noastră de zi cu zi și ne influențează deciziile, pentru că au fost afectate toate dimensiunile, toate universurile și toate porțile dintre ele care erau sigilate. Asta este ideea, au fost afectate fiindcă cineva a vrut să se joace cu niște jucării. Ce înseamnă asta? Tocmai am vorbit mai înainte cu prietenul nostru, generalul Străinu. Da. Sigur că poate să spună că e o confuzie, dar eu am văzut clar. Străinu, scris cu Străinu, general Străinu, pe multe cărți și pe multe referate, pe multe linkuri și pe internet și pe cărți. Am văzut așa ceva. Sigur că a zis că e o confuzie cu medicul Străinu Cercel. Nu. Nu este o confuzie, nu este singurul caz în care s-au schimbat doar o virgulă. Așa numitul se numește efectul Nelson Mandela. Despre asta vreau să vorbim. Sigur că are importanță covârșitoare, dacă vom înțelege acest fenomen, ne dăm seama cât de mici suntem când ne certăm între noi. Chiar este ce se întâmplă de o gravitate apocaliptică, e puțin spus. Ne certăm între noi, școli între școli, maestri între maestri, biserica oficială cu cele neoficiale, pomenitori cu nepomenitori, omousios, omiousios, o literă. Am fost numit mega rătăcitul. Este genial cum își consumă lumea energia cu asemenea lucruri, iar deasupra noastră atârnă dita mai sabia lui Damocles de mărimea unei constelații. Deci este fabulos cum ne certăm pe nimicuri, ne consumăm energii. Mai sunt și instituții puternice care și la rândul lor consumă energie aiurea. Mai și mor oameni, tot așa. Pentru că trebuie, bineînțeles, să se facă dreptate, să se împlinească niște profeții, să se rezolve niște tradiții, apropo de arderea între coloane, că așa trebuie, și consumăm energie, calculăm astrologic momentul în care cineva trebuie să moară precis, exact, să facă o întreagă construcție în această logistică în care sunt implicate case astrologice, timp, perioade, mesaje din detalii care trebuie să însoțească acel eveniment tragic, nefericit. Toate sunt mesaje și toate trebuie să fie foarte, foarte bine așezate. Acest consum de energie incredibil ne preocupă pe noi acum și suntem foarte satisfăcuți că împlinim dreptatea când ne aflăm în pragul extincției. Acum, vedeți, Socrate avea un filtru. Un filtru în care el își selecta preopinenții, cei care încercau să vorbească cu el sau care să-i consume timpul și spunea, domnule, înainte să începem o discuție, neapărat mai este să vorbim cu dumneavoastră. Bun. Trei întrebări. Era un test. Ce spui tu? Ce spui tu? Este adevărat? Da sau nu? Este
folositor, da sau nu, este bun, da sau nu. Dacă una din astea trei nu corespundea, nu-și pierdea timpul cu omul. Deci, cam așa ar trebui să vorbim și noi. Este adevărat, vă spun sincer că este adevărat, pentru că am verificat pe pielea mea. Este folositor, depinde pentru cine. Pentru unii nu, în mod sigur nu. Deci o parte n-ar fi folositor, că n-ar înțelege. Cei care înțelege și sunt negativiști, blocking mind, degeaba le spui, pentru că mai mult rău fac și vor spune că altă nebunie, iar cei care, într-adevăr, pentru unii e chiar folositor, fiindcă poate să dăm și o să dăm și soluții practice pentru a ieși din această legătură. Iar dacă este bun, din perspectiva divină, totul este bun. Din punctul unora de vedere, nu este bun. Poate crea panică. Dar orice noi știm foarte bine că nu există bine și rău. Toate lucrurile sunt constructale exact după teoria din mecanică cuantică, de data asta nu fizică cuantică, la Adrian Bejan, care are vreo 4 doctorate, dacă nu mă înșel, în domeniul teoriei cu teoria constructală a lui, în care a argumentat foarte precis. Sigur că da, după reeditarea teoriei lui Heraclit, în care totul curge și totul curge spre spre o direcție precisă și energia în univers curge într-un anumit fel, într-un mod din ce în ce mai eficient. Asta spunea Heraclit. Totul curge. Și de la el, bineînțeles, a preluat-o Adrian Bejan în cheie matematică și fizică, bineînțeles în domeniul mecanicii cuantice, în care a prezentat foarte clar și limpede cum tot ce este în univers intră pe un făgaș predeterminat. Ca un fel de, apropo de teoria lui Constantin Dulcan, a inteligenței materiei, materia își caută singură, în ghilimele materia, bineînțeles că este creatorul, moduri de a evolua eficient, fără pierdere de energie. Bine, Adrian Bejan, într-o manieră foarte științifică, foarte precisă, a explicat cum e acest lucru. La fel și în cazul ideilor. Exact cum am vorbit despre Adrian Bejan, și în cazul nostru, noi, deci, evoluăm, sigur că da, problema binului și răului trebuie să văzută în această cheie a teoriei constructale. Indiferent de bine sau rău, sunt noțiuni relative, există, sigur că da, și un bine absolut și un dar rău absolut nu există, pentru că aici tocmai că nu există ideea de oglindă. Bine sau rău, nu este yin și yang. E o mare diferență. Nu este pozitiv sau negativ, sau și negativ. Alea, da, sunt perfect egale. Însă, când vorbim de bine și rău, binele nu este, bine absolut există, dar rău absolut nu are cum să existe. Fiindcă atunci s-ar distruge creația. Deci, răul este un element auxiliar creat artificial, necesar pentru a crea un vector de evoluție, un vector de creștere. Acesta este un element auxiliar, așa este răul, pe când bine este absolut, într-adevăr. Și cuprinde inclusiv acest vector al răului, în ghilimele. Deci este filtrul lui Socrate. Sigur, poate fi îmbunătățit și gândit că răul nu prea există din punctul de vedere. Și atunci, ce înseamnă teoria aceasta Nelson Mandela? A fost promovată despre acest lucru, s-a vorbit prima dată de o psihologă, Brum, scapă numele acum, un psiholog, o doamnă psiholog, care a descoperit spre stupefacția ei că Nelson Mandela, de care știa foarte bine, precis și exact, că a murit în anii 80, în închisoare, a auzit, ciudat că el a trăit, foarte bine mersi, până acum de curând, până în 2013, ceva absolut imposibil.
A murit la o vârstă venerabilă de 86 de ani, în 2013, ceea ce nici nu corespunde anilor când s-a născut el, n-avea cum. Trebuia să aibă peste 100 și ceva de ani. Deci n-avea cum, nu era același Nelson Mandela care și-a dat seama că este un univers paralel în care trăiește, mai ales că la un congres care se discuta despre Nelson Mandela, absolut toți cei prezenți de față aveau aceleași amintiri ca ale ei. Știau exact, cu argumente, cu articole din ziare tăiate. Sigur că de când intrau pe online nu mai găseau alea, dar norocul a apucat să scoată articole de ziare decupate fizic, ale existau. Dar înregistrările erau altele. Cu alte cuvinte, oricineva s-a ocupat foarte detaliat, cu muncă de titan, să schimbe înregistrările la toți oamenii de toată planeta, ori, într-adevăr, este vorba de un univers paralel. Deci știau exact când a fost revoluții de masă, au ieșit lumea în stradă, când a fost proteste, când a murit, că regimul apartheidului l-a persecutat și au fost repercursiuni la nivel de ONU, când toate națiunile au strigat, au contestat și au obligat pe cei din Africa de Sus să schimbe regimul, să schimbe optica și mai departe. Nelson Mandela, un fel de martir exact în stilul lui Mahatma Gandhi. Deci optica lui a schimbat un întreg regim și soarta unei națiuni. Numai că în acest univers în care noi ne-am cumva am glisat în alt univers, în altă realitate, acest Nelson Mandela n-a murit în anii 80, de care știau toți cei de la congresul respectiv, ci a murit acum de moarte bună, că a fost eliberat și a murit în 2013. Dar există înregistrări cu fata lui care plângea în hohote că a murit taică-sul. Deci lucruri foarte concrete. Acest fenomen deja a creat valuri foarte mari, nu mai poate fi oprit. Sigur că toate aceste lucruri se dorește ca să fie omorâte în fașă. Așa cum mor toți medicii care vorbesc, cred, despre vaccinuri, în accidente. Se accidentează singuri, bineînțeles. Așa cum se vorbește oricine care vrea să spună despre sistem sau despre extraterestri care sunt deja aici și ne guvernează, iar și ăștia dispar unii după alții. Faptul că am înregistrat și eu personal un videoclip aruncat pe net de un australian, astronom australian, cetățean australian, dar japonez, care a lansat filmarea lunii din partea întunecată a lunii, unde sunt o civilizație înfloritoare, unde sunt orașe, zgârie nori, unde este o întreagă așa viață efervescentă. După 3 zile mi s-a ars hardul și acel videoclip pe internet a dispărut. Este doar un exemplu. Deci toate aceste lucruri, bineînțeles și nu numai asta, ce extraterestri sunt pe pământ? Sunt, nu sunt? Vorbesc despre ei miniștrii, fostul ministru al apărării al Canadei, vorbește Vaticanul foarte clar despre ei. Au început să vorbească și mitropoliți ortodoxi despre ei. Ce vom face? Trebuie să ne gândim foarte bine. Această întâlnire va avea loc. Că nu sunt buni și că sunt răi. 99% cam așa este. De ce, dacă ar fi fost bun, să zicem, Cleopa n-ar fi avut acea reacție ciudată în momentul în care s-a rugat la o icoană a Maicii Domnului care se afla în chilia lui după ce a văzut un OZN capitalizat în fața chiliei? Când a ieșit afară, OZN-ul a zburat și s-a dat peste cap și a căzut în prăpastie după un explozie extraordinară. Deci dacă era o apariție, un eveniment pozitiv, niște persoane pozitive, n-ar fi fost acest fenomen de respingere. Ăsta e doar un exemplu. Deci, ideea de a fi bun sau răi, iar este relativ. De ce apar acum? Păi apar ca urmare a consecințelor. Am fost conduși planeta în general de oameni inconștienți. Cum să lansezi un navete în spațiu, să-ți dai poziția cu precizie și nivelul și informații despre civilizație în speranța că vei găsi pe cineva, tu nefiind pregătit, n-a avut nici apărarea planetei, nu știi dacă tu ai mentalitate războinică, de ce crezi tu că alte civilizații vor fi pașnice?
și că tu ești o excepție. Dar dacă ei sunt la fel de războinici ca noi, că noi avem o gândire războinică, e clar, suntem predătoare, asta este clar, în adâncul creierului nostru, la bază, sau la acest bulb rahidian sau creier reptilian, care se ocupă cu toate instinctele primare ale omului și ne guvernează cam în mare parte tot ceea ce facem și gândim. Deci vrând nevrând că suntem pleiadieni, că suntem sidisieni, că suntem, nu contează ce, că suntem minunați, că suntem fiul lui Dumnezeu, sunt poftim, creștini, rude cu fiul împăratului Universului, Hristos. Așa este, bun. Dar în firea noastră, cu tot acest botez și sfinte taine și tot ce ne cuprinde pe noi ca ființe ale luminii, indiferent cât ne-am renegat noi rădăcinile, chiar și cu botezul care șterge păcatul originar, noi avem la origine un creier reptilian. Absolut toți. Deci nu știu de ce mai condamnăm pe cei care sunt reptilieni și sunt linii merovingiene, că sunt 13 familii aristocratice care ne guvernează în umbră, că sunt hibrizi, că schimbă înfățișarea, că sunt reptile. Ok, sunt reptile cum suntem și noi, mai mult ca noi, dar nici noi nu suntem îngeri. Deci absolut toată populația planetei au acest bulb rahidian la bază, care ne face pe noi, oricum în evoluția lui fetusul uman în uter, traversează toate stadiile evolutive ale vieții pe pământ, de la mormoloc, la pește, amfibian, reptilă, toate sunt acolo și evoluează fotul, a fost dovedit științific. Deci, cât am vrea noi, este firea noastră. E, apropo de bine și de rău, asta vreau să spun, și că cel cu care trebuie să ne luptăm cu adevărat este firea aceasta din noi, care dă să iasă la suprafață și să-și manifeste, să-și consolideze atribuție. Deci noi putem fi, suntem locuiți de întuneric sau de lumină. Depinde de noi ce fire a noastră vrem să lăsăm să se manifeste. Este foarte complicat, dar ideea de bază e că lupta noastră în realitate este cu firea noastră, așa, în care noi trebuie să ne eliberăm de legăturile acestea vechi ale vibrației joase, care este genetică, în carnea noastră, în trupul nostru, se află aceste rădăcini ale instinctelor primare malefice până la urmă, fiindcă nu este moștenit numai de la neandertelieni, că strămoșii noștri care stau în pește și trebuia să aibă instinctul foarte vigilent, foarte ascuțit, simțurile foarte ascuțite ca să poată să identifice prădătorii, să se apere, să aducă hrana acasă în peșteră, la femeile sau femeia lui. Și trebuia să fie puternic să lupte cu mamuții. Asta este o legendă. Nu cu aceste gene luptăm noi, ci cu genele celelalte, care nu știm cum au ajuns prin istoria genomului uman, genele reptilelor. Păi poftim, Neandertal, dar erau oameni. De ce avem noi genele reptile noi? Toți. Și aici este o problemă care trebuie să ne gândim foarte serios. Evoluția omului, de ce totuși este atât de ținută să nu se elibereze? La anumită vibrație, și chiar tot spuneam, ce depinde spre 20.000 de herți, nu mai poate trăi niciun fel de bacterie, virus, virusuri, paraziți, și nici genele acestea recesive moștenite de la reptilieni nu mai reziste. Ca un balast, ca niște crengi uscate care cad dintr-un copac. Așa sunt aceste gene care cad pur și simplu în momentul în care noi păstrăm mai mult timp o vibrație foarte înaltă, ce trebuie să tinde către 20.000 de herți. Este măsurată, se știe, este verificată, așa este. De aceea se dorește să fim ținuți sub aceste vibrații, sub aceste frecvențe, în ce? În panică, deci toate emoții negative, panică, frică, instincte primare, foame, sexualitate exacerbată, deci nu contează în ce lume, să fie vibrație joasă, sub orice formă, poftă de orice fel,
chiar și bucuriile acelea, că omul se bucură, lasă că e vibrația, nu e, este o bucurie și negativă. Bucuria care ți-o dă în momentul în care mănânci o halcă de carne, deci omori un animal, e viața de animal și o mănânci, îți dă bucuria, nu e bucurie. Deci v-am spus de un bocang model NATO actual, striurile acelea pe talpă sunt identice, model NATO, sunt niște standarde. S-au găsit într-un sit arheologic de acum 200 de milioane de ani. Păi, bun, mai ceva mai un pic mai încoace, 50 de milioane, un chip de telefon mobil. E normal, au evoluat. Deci, a avut timp de 250-105 de milioane, a avut timp să-și facă și telefoane mobile, dar, vedeți, nu se știe exact modelul. Dacă era Samsung, să vedeți, acum reclamă la Samsung că au avut telefoane mobile acum, da, nu trebuie să spunem numele firmei, un nume de telefon foarte cunoscut, să zicem, ce reclamă și-ar face că au avut acest chip de acum 50 de milioane de ani. Vă dați seama ce rezistență în timp. Sigur, sigur că au fost teleportări în timp. Sigur că s-au jucat cu aceste bucle, gen proiectul Montauk. Sigur că da, este clar, este dovedit. Dar toate aceste artefacte care au fost găsite au fost strânse imediat și duse de așa numiți agenții ai Institutului Smithsonian, care spune că ei le recoltează, că le, să le prezerve. Da, dar dacă te duci la ei și vrei să vezi lucruri, că nu e adevărat, eu n-am văzut așa ceva. Nu noi am fost cei care le-am luat. Cineva le strânge de pe planetă, nu știm cine, se dau drept agenții ai Institutului Smithsonian. Bun, pe lângă aceste lucruri, ce se întâmplă cu efectul Nelson Mandela? Nu este numai acesta. Spuneau unii despre o melodie. Sunt sute, dar una pe care eu am verificat-o, de când despre să vorbim de filtrul lui Socrate, nu? E adevărat, o să știți sigur că e adevărat. E o melodie cu We Are The Champions ale Freddie Mercury din Queen. We Are The Champions. Foarte cunoscută melodia. Ok, dar în... La sfârșit, evanescent, se repetă la refren We are the champions of the world. Ok. Of the world este evanescent sau fed out, cum spun muzicienii specialiști care lucrează în sistemul acesta de procesare. Dar acest fed out este, nu este of the world. Pentru că ultima care se stinge evanescent, ultima frază nu este of the world, este end of the world, de sfârșitul lumii. Nici o înregistrare în format digital nu mai conține această frază. Aveam pe casetă. A dispărut și de pe casetă. Deci, dumneavoastră, m-am nebunit eu. Am întâlnit un disc pe vinil, l-am pus, am ascultat, pe ăla era. Deci discul de vinil a păstrat varianta originală. CD-urile, casetele, tot ce a fost bandă magnetică, tot ce a fost format digital, cumva ceva le-a șters instantaneu, simultan pe toate. Deci aici este altă întrebare. Cum s-a putut? Când avea nimeni vreun șoricel mic să ronțe alea pe fiecare miliarde de oameni de casete și de CD-uri în lume, cum a putut să le șteargă? Deci numai formatul vinil. Și ne întoarcem la rapper Sheldrake despre... câmpurile, bine, morfogene, dar sunt și câmpurile morfice. Câmpurile morfice sunt acele câmpuri logice, deci câmpuri cuantice de informație, care pot fi generate de aparate, de structuri tectonice, cum ar fi, de exemplu, radiații geopatogene, gen Hartmann. Deci un cumul de factori genul ăsta creează un câmp morfic. Oamenii care trăiesc acolo au anumite nu știu, parametrii care sunt foarte diferiți de cei care trăiesc în alte zone. Nu este vorba de zonă lingvistică, pentru că aspectul lingvistic este influențat de aceste amprente energetice ale locului respectiv. Climă, sol, apă, așa mai departe. Toate acestea influențează lingvistic, dar și câmpuri morfice se cheamă, care sunt un cumul de factori. Creează un câmp de forme, exact cum este, de exemplu, piramida, este o structură cu anumită formă, iar energia generată de piramidă se cheamă energie de formă. Chiar așa, energie de formă. Energia de formă aceasta este un câmp morfic,
care restructurează, dacă pui o lamă de berberit în piramidă, se îndreaptă lama, cumva se restructurează molecular, atomic, la nivel de atomi, metalul. Câmpul morfic, deci asta înseamnă, sau morfogenetic, că este această energie de formă. La fel, la fel, putem spune că dacă cineva a avut acces la niște jucării gen proiectului Montauk, făcute 92 în baza Montauk din largul New Yorkului, de acolo putem presupune că la anumit nivel, la anumită amplitudine, poți genera un câmp de ăsta morfic ca să reseteze anumite informații. Unde am văzut asta? Păi am văzut în Men in Black, serialul acela când le ștergea memoria la oameni, am văzut același mesaj în alt film, în cu Charles X-Men, când s-a urcat pe Statuia Libertății și tot așa, trebuie să șteargă memoria unui întreg oraș. Toate aceste lucruri sunt reale. Deci nu sunt doar pură imaginație, pentru că imaginația vine de undeva. Și omul, când își imaginează ceva, nu sunt ideile lui, gândurile vin de undeva, dintr-o lume a gândurilor. Din glumim, dar se cheamă, deci orientalii spuneau cronicile akașice, zona akașa, anumită zonă unde există un bazin revelațional, informațional, comun, unic, de unde toți ne extragem amintirile comune, informațiile care sunt dintotdeauna acolo, acolo, aceleași, și le extragem fiecare pe măsura lui, le descifrează cum poate. Ideea e că cineva s-a jucat cu niște jucării și ne-a deviat pe toți pe altă frecvență, ne-a defazat nu numai un obiect, cum a fost în Rainbow Project Philadelphia, sau experimentul Philadelphia, nu numai o navă întreagă, ci o planetă cu totul. Și efectele, cred că astea au fost secundare, când acele sunete teribile au fost pe toată planeta, începând cu anii 90, în fiecare an, în toate țările, s-au auzit sunete cumplite, stridente. Era ca un răget, un urlet. Îți imaginai că este bestia, anticristul, Lucifer, cum se spune, fundul iadului, zici că și-a rupt un lanț, și mai puțin și rupe și până și se eliberează. Așa se auzea un răget de luptă cumplit. Apoi erau scrâșnete ca niște dispozitive gigantice, parcă îți imaginezi niște roți ruginite care se află undeva în fundul pământului și cumva pământul se mișcă și începe să se miște și acele roți scârție, că sunt ruginite, că se auzea de peste tot și de sus și de jos și te asurzeau zgomotele. Foarte puternice. Aceste lucruri s-au întâmplat în toată lumea. Apoi, au dispărut informații despre proiectul Blue Beam. Nu mai le găsești pe net. Și sunt încă vreo 3-4 proiecte de genul ăsta similare, în care se spunea despre proiecții holografice care vor fi făcute la un moment dat pentru a crea acea iluzie că va veni Mesia pe norii cerului, dar este un proiect militar. Deci toate aceste proiecte care au existat la un moment dat, au fost informații, au dispărut total. Nu le mai găsești nicăieri. Faptul că acest lucru a dispărut, faptul că informația despre partea întunecată a lunii a dispărut, faptul că oamenii care vorbesc despre extraterestri care sunt minusculi și trăiesc în noi și au conștiință colectivă, nu sunt ei inteligenți, conștiința lor colectivă și sunt de milioane de ani, sunt mult mai evoluați ca noi și au rezistat. Dar aceștia conviețuiesc, sunt simbionți, trăiesc în simbioză cu oamenii, dar sunt într-adevăr foarte inteligenți. Se știe, deci biologii cunosc foarte bine de acești paraziți ai sângelui și a limfei, care se numește Demodex, se cheamă, și sunt extrem de periculoși. Dacă cumva sesizează că vrei să-l elimini, eliberează o toxină în sânge care te omoară în câteva secunde. Nu există toxină mai puternică și nu e detectabilă, fiindcă este sistemică, face parte din tine. Vorbim numai de un parazit. Sunt sute de specii paraziți care le avem în corp. Ce sunt ei? Sunt, ce sunt ființe? Ce sunt protozoare? Sunt virusuri, bacterii? Nu sunt mai mult decât, fiindcă sunt în același timp orice din astea. Pot lua orice formă, sunt polimorfi. Ce înseamnă asta?
evoluție. Eu zic că se cheamă evoluție. Despre aceste lucruri vorbea Gaston Essens când le spunea înaintea lui Antoine Béchamp, spunea că sunt microzime. Mai de târziu, Gaston Essens spunea că sunt somatoide. Aceste somatoide care sunt elementele vieții. Dar de ce să spunea că poate nu sunt ale vieții? Dacă ar fi ale vieții, de ce sunt polimorfe și de ce ne distrug pe noi viața? Fiindcă ele sunt un fel de formă polimorfă, o formă polimorfă, deci sunt niște entități polimorfe care sunt aducători de boli, deci de suferință. Dacă ești cu minte și lași în pace, te lasă și ele în pace. Dacă îi deranjezi, te omoară. Deci sunt purtători de viață, mi se pare că sunt purtători de viață. Dar sunt în simbioză cu noi, trăiesc odată cu noi. Ce înseamnă asta? Păi suntem posedați, e posesie. E posesie clară, limpede, toată populația omenirii este posedată de entități care trăiesc în noi. Pur și simplu. Și noi ne certăm într-o ca proști, habar n-avem că suntem de mult invadați și cuceriți. Mai nou acum și minunat este că sunt și alții care doresc acest lucru și se ceartă între ei, care să vină mai repede pe pământ și să ne îndepărteze, să ia locul nostru. Deci sunt foarte multe cifre, 20 cel puțin înregistrate. Este un raport al Serviciului Secret rusești pe care a pus mâna SEIU, bineînțeles, și acolo e un raport foarte precis la câte civilizații sunt pe pământ, câte sunt în legătură oficială cu instituțiile statelor, guvernelor și câte nu vor să intre în legătură cu noi, fiindcă nu consideră că este la nivelul lor. Ei n-au nevoie să aibă relații diplomatice. Ei ce vor obțin? Ci sunt mai mulți ăia care obțin fără să aibă relații diplomatice, că cei care sunt, cei 20 cunoscuți, sunt decât vreo 2-3 civilizații care au avut legături cu noi așa cât de cât să ne bage în seamă. Deci lucrurile sunt, dovedesc inconștiința oamenilor care au trimis acele, nu știu dacă e atât de important, Voyager, acele stații, sateliți care emit permanent. Vedeți, suntem aici și ne arată și unde, suntem aici. Iar noi vorbim de biserici și de nepomenitori, de cei care au încălcat canoanele și care n-au încălcat canoanele, care îi pomenesc pe erari și nu-i pomenesc și se anatemizează unii pe alții. Deci este incredibil câte prostii există pe pământul ăsta. Este incredibil și tocmai de la oameni care ai pretenția că sunt inteligenți. Și v-am mai spus încă o dată, cel mai simplu și elementar mod de a depista impostura la un om este să-i măsori vibrația. Sunt aparate care măsoară foarte precis vibrația unui om, aceea de pe scala conștiinței lui Hawking. Simplu, îi măsori vibrația și afli exact adevărul, fiindcă vorbim de kinesiologie. Deci este o psihiatrie ortomoleculară descoperită în domeniul descoperit de Paul Linux și de David Hawkins. Au luat premiul Nobel pentru așa ceva. Este foarte cunoscut sistemul. Există aparatură care registrează și cuantifică acea scală logaritmică a psihiatrului. Deci poți afla foarte precis ce e în mintea omului și în sufletul lui, dacă este sincer sau nu. Și mi-ar place foarte mult să pună în acest aparat pe toți acești pomenitori sau nepomenitori sau așa ziși purtătorii adevărului, ce adevăr, cât adevăr au în ei. Și să vedem ce v-am spus eu înainte, cu ce ni se întâmplă nouă de zi cu zi, cum suntem călcați în picioare de toate entitățile posibile, iar noi ne certăm ca proști între noi să fim solidari, pentru că rugăciunea comună ridică vibrația. Ridicând vibrația, ajungi la 20.000 de herți și ucizi toți acești și cei care vor să intre, și cei care au intrat deja. Nu mai contează, vibrația aceea înaltă va inunda în lumină planeta. În lumina aceea, doar Hristos este cel care a adus această lumină. El a fost cel care a fost omorât exact pentru acest lucru. Că a vrut să ne spună că noi, luați aminte, deci, ca lumina din voi să nu devină întuneric. Ce înseamnă asta? Somatoidele lui Gaston Essens sau microzimele lui Antoine Béchamp, care a fost interzis de Vatican și a fost confiscat toate lucrările. Napoleon al III-lea l-a ajutat
pe lui Pasteur și acela i-a luat toată munca lui Bebeșan, iar ce nu le-a convenit lor a intrat pe acel index al interdicțiilor, acel index, acea listă neagră a Vaticanului, Index Librorum Prohibitorum, în care erau o grămadă de cărți și savanți care au fost interziși să nu se afle cumva, să afle omenirea, să se ridice din întuneric. Înțelegeți? Asta e legătura. Hristos pentru asta a fost omorât, sacrificat. A fost un eliberator. A vrut să ne facă pe toți ființe libere, suverane, nu obediente, ci libere și puternice. Exact ce nu dorea instituția de atunci. Nu contează să ne spunem numele. Nu-ți dorea acel lucru. Și nici acum nu dorește să fim noi liberi, puternici. Să ne liberăm și de aceste ciudățenii care sunt în noi, care ne sunt acum mai mult aruncate prin chemtrails. Da, nanoparticule, o parte sunt virusuri, sunt metale grele. Metale grele sunt necesare pentru a închide epifiza sau glanda pineală, pentru a calcifea, pentru a distruge, fiindcă pe acolo noi avem portalul în care noi, este dimetiltriptamina, este acel hormon al Dumnezeu, zice că ne creează nouă stări extatice de rugăciune, de stări de bucurie, bucuria. Deci vibrația este dată de acea glandă minusculă. Aceea care ne conectează pe noi la Dumnezeu, prin ea este stația de emisie recepție. Este singurul portal cu care noi comunicăm cu Dumnezeu. Și este calcifiat artificial. Prin pasta de dinți, prin fluoruri, prin apa care o bem, prin alimente, prin nanoparticule de metale grele inhalate din ce se aruncă din avioane. Toate acestea sunt pentru a închide această glandă, ca noi să nu putem să mai ridicăm ca și frecvență. Înțelegeți miza. Miza e colosală. Încă un lucru. Cum aveți curaj, părinte? Pe avem, pentru că vorba lui Evanghelie că pășim sigur puternic și nu suntem singuri. Încă un lucru interesant. Și eu am fost defazat. Deci intenția probabil ca să mă mută din lumea aceasta. Am fost defazat și la un moment dat trăiam simultan în trei lumi. Simultan. Eram într-un loc, într-un fotoliu, în altă parte, real, eram la volan și în altă parte eram cu telefonul, scriam ceva. Simultan. Mi-a fost foarte greu în ziua aia să-mi adun lumile, să le selectez, să închid porțile, a fost foarte greu și mi-am dat seama că a fost o chestie făcută cu aparatură, o stație, stațiile psihotronice, acelea cu trenduri astrologice, sunt extrem de puternice, sunt folosite acum pentru a devia, altera realitatea. Erau cândva la vreo 30.000 de dolari, se găsesc pe niște site-uri acum, dar trebuie să vorbești personal cu ce nu ți le dă oricui, sunt verificate persoane, dar sunt extrem de periculoase, pentru că alterează lumea obiectivă și cu așa ceva se joacă oamenii. Deci, noi știm despre ce este vorba. Am fost ajutat, bineînțeles, de prietenii noștri ruși și imediat au intervenit și mi-au așezat structurile și m-au pus la loc. Deci a fost o lovitură, vă spun sincer, mi s-a creat și un chiar de sânge, deci un AVC în același timp. Bineînțeles, a fost reparat în câteva secunde, nu e o problemă asta. Problema este că s-a văzut și cine și cum a făcut-o. Asta e problema, cine și cum, asta e interesant. Deci se folosesc aparaturi gen și de amatori, dar și instituții puternice, fiindcă este vorba de forță colosală. Întreaga planetă a fost deviată. Unde s-a folosit? În Montauk. Deci v-am spus, acel scaun minunat în care se punea Peter Nichols, autorul principal, s-a pus în scaunul acela și ce își imagina el, puterea gândului cu antenă puternică, 450 de gigaherți, avea capacitatea de a materializa gândurile lui și crea diferite obiecte. Deci, pe ei posibil? Păi da, păi și Sai Baba făcea la fel. Făcea așa de mână și apăreau flori, obiecte mici, era mâna lui, mici. Dar când ai o asemenea antenă, același lucru, creezi obiecte mari. Problema e că când a fost grav în momentul în care cineva și-a imaginat că să creăm aceste obiecte în trecut. Și au început să influențeze timpul. Aici e problema. Când s-a întâmplat lucrul, sigur, îi spun că 92 s-a închis, s-a cimentat, s-au sigilat intrările și gurile de aerisire ale unității militare de acolo, de la Montauk, și că nu s-a mai folosit așa ceva. Dar nu cred, pentru că efectele sunt și acum.
Efectele sunt în continuare, suntem defazați. În fiecare clipă pierdem lucruri esențiale. Iar eu recomand la toată lumea, mergeți la anticariate, cumpărați cărțile vechi, o să vedeți diferențe enorme, enorme din cărțile acelea vechi și ce sunt acum, nu știu, orice. O să vedeți la început diferențe de câte o literă, două. A, că e traducere, nu e adevărat nicio traducere. Pur și simplu sunt alte realități. Deci cumpărați cât mai repede cărți din anticariata, care știm noi, acelea care au rezonanță din zona ezoterică, religioasă. Traducerile Sfântului Ioan Gură de Aur nu mai există nicăieri. Pentru asemenea traducerea Ioan Gură de Aur a fost, hai ca să nu vorbim că a fost, că este o, poate avea conotații penale, deci nu a fost omorât nimeni, Doamne ferește, dar s-a iradiat din greșeală o doamnă care a ajuns la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, bineînțeles că finanțată de Soros, pentru o culegere, traducere din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Când și-a dat seama că mai are foarte puțin de trăit, bine, odată că cea de scopei că tot a fost falsificat, că a fost deturnată întreaga, atingut sens al scrierilor Ioan Gură de Aur, că până la urmă a și devenit prohibit, că nu mai este, că e și interzis, așa, și-a dat seama că este mai are puțin de trăit, s-a retras la o mănăstire, a devenit, s-a numit cu Maica Heruvima, mi se pare că la Petru Vodă chiar a fost, și acolo a și murit în două săptămâni după călugăria ei. Deci Maica Heruvima pentru așa ceva, deci pentru o traducere. De ce? Informațiile de acolo nu mai corespund cu informațiile de acum. Sunt deteriorate, dar nu informațiile în sine. Realitatea este alta. Ce este interesant, cărțile Sfinților Părinți nu pot fi afectate. Aici e interesant. Deci o realitate, aia nu poți. Tot ce e legat de Hristos, de isihasm, lumina lui Hristos, nu pot muta. Aici este singurul care a rămas ca un stâlp puternic, ce nu poate să-l rupă de aici. Deci este singurul lucru care nu mai poate să... Restul tot a fost schimbat. Absolut tot. Tot. Realitatea toată. Noi trăim acum, de fapt, în altă realitate, defazată. O să ziceți, cum e posibil că nu e adevărat. Militarii știu despre ce vorbesc. Foarte clar, a fost în anii 90 exerciții militare comune, NATO cu Federația Rusă. Și era Marea Neagră. Și exerciții, se trăgea la țintă. Și țintele acelea erau, bineînțeles, niște nave, machete, lumea de specialitate cunoaște despre ce este vorba, și exerseau ținta cu torpile, cu rachete, cu diferite, erau și submarine, normal, logic. Și la un moment dat era macheta unei nave militare americane. Și a tras rușii. La un moment dat a început o ceață, așa, ca un orișor care a înconjurat, dar foarte puțin, nava aceea. Dar nu contează, torpila, racheta a plecat și nu și-a atins ținta. Trebuie să, domnule, că de acolo a raportat, nu și-a atins ținta. Pe cum? Că noi am văzut că direct nu ai ajuns. Cum n-a atins ținta? Trecuse prin ea. Deci noi acum explicăm că povestea e foarte lungă. Deci până au început, s-au enervat rușii și au tras cu toate armele posibile și rachete și torpile și tot ce aveau ei în acea țintă. Nu reușeau să o atingă. Ce observat? Conturul devenise translucid cumva, era ca și cum vedeai, cum vezi în față, deasupra căldurii asfaltului. Așa era, se vedea, ca și cum era căldură. Și niște o căldură de sub ea. Ce făcuse? Ei generase un fel de câmp electromagnetic foarte puternic, exact ca și la Philadelphia, deci acum am văzut la desăvârșire. Ce au încercat atunci, acum au reușit. Și acea navă era acolo un pic vizibilă, dar defazată. Cât? Și un milimetru e suficient. În altă dimensiune. Defazată. În sensul în care tu mai vezi ceva, dar nu mai materia trece prin materia cea care mai era încă vizibilă. Până la ce materie? Materia este un spațiu, să știți. Pentru că atomii nu există. Atomii sunt particule foarte mici. Apoi, particulele cele mici care compun atomii de protoni și electroni au și subcoante. Subcoantele acelea, particule și mai mici din particule mici, se numesc quarci.
Deci ei sunt aproape ipotetici, sunt extrem de mici. Ca să fie vizibili, se mișcă foarte repede. Și din agitația lor devin vizibili, dar mișcarea lor, nu ei înșiși, fiindcă materia este foarte puțină. Noi suntem formați, de fapt, din spațiu gol, care este în acest spațiu se află în agitație niște particule. Dacă particulele s-ar opri brusc, noi am deveni invizibili. Aici e problema, o chestie care ei au reușit să o facă, și vorbim de anii 90. Din anii 90, deci de la o navă, problema nu este de concepții, dacă e posibil, nu, problema este de cantitate. Ideea deja a fost lansată. De ce doar o navă să transcendem, să mutăm noi în alte dimensiuni? De ce nu am face cu tot pământul lucrul ăsta? Asta au făcut ei, deci noi cam trăim acum în altă realitate. Problema e cum o ancorăm pe cea veche și cum ne întoarcem înapoi în corpurile noastre, în destinele noastre, în viețile noastre lăsate de Dumnezeu, care să le trăim ca ființe libere. Cum putem să mai revendicăm acest drept de a fi ființă liberă, suverană, copii al lui Dumnezeu, care tindem către dumnezeire? Cum putem să mai facem asta ca să dobândim acest drept? Vedeți, e și problemă morală. Cine merită acest lucru? Oare merităm să fim ființe libere, suverane, așa minunați, hristici putem fi? Sigur că putem, dar e vorba și... E ca și cum, nu știu ce să zic, firme de coafor și asta pentru căței, nu știu, oameni care să-i pui să fie, să iei un om acum din Africa, care se uită la avion și zice că sunt zei pe cer, și să-l pui, nu știu, președinte sau sau secretar la ONU. Sau, într-adevăr, oameni care nu au văzut nici marea, nici muntele în viața lor și sunt în sate răspândite. Ce să faci cu ei? Deci, o diferență de evoluție fantastică, fantastică. Și spui, ei merită să fie ființe. Vedeți, asta e o problemă foarte complexă. Dar, că mai este foarte puțin de emisiune, atât. Problema practică. Ce n-au putut ei să schimbe? Acest tâlp de lumină care se află, v-am spus, lumina a lui Hristos, care a dus-o Hristos cumva pe pământ, este fixat pământul în această conștiință cristică. E ca o rețea cristalină, conștiința cristică. E real, e vizibil, palpabil, e o energie, e ceva care a apărut după învierea lui Hristos. Această energie hristică, ei n-au putut să o schimbe. Schimbă pământul, dar această energie nu. Noi trebuie să ne ancorăm în ea și să aducem lumina aceasta în viața noastră. Este singurul mod în care noi putem să ne întoarcem în adevărata viață și putem, într-adevăr, să facem față și aparaturilor lor. Nu este încă pierdută orice șansă. Nu putem evita dramatic, nu tragic. Dramatic înseamnă o schimbare cutremurătoare, dar nu fatală neapărat. Nu putem schimba destinul. Deci ce a fost în Apocalipsă se va întâmpla. E chiar și cu acest al treilea război mondial. Însă putem să facem să fie mult mai ușor de suportat. Este singurul lucru care putem interveni. Dar măcar atât să facem pentru frații noștri și pentru lumea aceasta minunată, să ne rugăm din nou, să încercăm, e singurul lucru care putem să facem, să aducem o frecvență, vibrații peste 20.000 de herți. Sau măcar acolo să ajungem. Deci este, v-am spus, avem ținta, targetul, există, se știe ce trebuie să facem. E singurul lucru, rugăciune comună, dincolo de pomenire, nepomenire, minciune, erezie, rătăciți, nerătăciți. Rugați-vă, toți atât avem de făcut și doar atât, Hristos și lumina Lui. Dacă reușim să facem acest lucru și ajungem la vibrația aceea, se vor lămuri toate. Vom afla atunci cine e în adevăr și cine e minciună. Dar până atunci, nimeni nu este în adevăr. Că spunea Paisie, Sfântul Marele Paisie Aghioritul, atâta timp cât în lume va exista un gram de suferință, eu nu am dreptul să fiu fericit. Pentru cu aceste cuvinte, vă spun din nou, Hristos a înviat în fiecare zi a vieții noastre, a înviat Hristos și atât vă doresc să fiți în lumină precum este și Hristos pe veșnicie. Vă mulțumim!